Astăzi vom vorbi despre minunile lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor. El așa a fost de la început, de fapt, de la începutul Scripturii până la capăt. El este un Dumnezeu al supranaturalului, care nu se supune legilor naturale. Noi ne supunem legilor naturale, El este Dumnezeu, este deasupra naturii și, prin urmare, El este mai mare decât creația, așa că n-are nicio obligație de a se supune legilor naturii și lucrurile acestea se văd foarte clar. Iar când un om este un om al lui Dumnezeu, el poate experimenta acest lucru, și anume faptul că Dumnezeu trece dincolo de rațiune, trece dincolo de logică și începe să lucreze ceea ce noi numim minuni, adică manifestări ale supranaturalului. De astfel de minuni vorbește deseori Scriptura și am să citesc doar un loc în Deuteronom, capitolul 4, versetul 32. Întreabă vremurile străvechi care au fost înaintea ta din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ și cercetează de la o margine a cerului la cealaltă. A fost vreodată vreo întâmplare așa de mare și s-a auzit vreodată așa ceva? A fost vreodată vreun popor care să fie auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului cum l-ai auzit tu și să fi rămas viu? A fost vreodată vreun Dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam prin încercări, semne, minuni și lupte, cu mână tare și braț întins și cu minuni înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt și sub ochii voștri? Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu în afară de El. Amin. Nu e alt Dumnezeu. Și în vremea lui Israel erau foarte mulți dumnezei și foarte mulți idoli, și chiar până în zilele noastre sunt foarte mulți idoli, multă idolatrie, chiar și în lumea creștină, și în afara lumii creștine multă idolatrie. Domnul spune, eu sunt un singur Dumnezeu, nu e alt Dumnezeu în afară de mine. Eu sunt unic și, ca dovadă că El este Dumnezeul adevărat, El este Dumnezeul care răspunde prin minuni. El este Cel care face minuni. Dragii mei, de la începutul Scripturii, repet, Dumnezeu a lucrat prin minuni. Chiar creația este o serie de minuni continue. O serie neîntreruptă de minuni. Gândiți-vă ce spune în Evrei, ce spune Apostolul Pavel, cum au fost create lucrurile. Lucrurile care se văd, lumea materială, lucrurile palpabile, au fost create din lucruri care nu se văd. Prin credință pricepem că lumea a fost creată prin cuvântul lui Dumnezeu. În așa fel încât tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Poți înțelege lucrul ăsta? Poți înțelege cum lucrurile materiale s-au făcut din lucruri care nu sunt materiale? Cum pământul acesta a luat ființă din nimic? E dincolo de logică. Creația lui Dumnezeu este o minune și despre asta vorbește foarte mult Scriptura. Iar la un moment dat, Iov, care era un om foarte înțelept, începe să descrie în fața prietenilor săi cât de mare este puterea lui Dumnezeu și cât de mari sunt minunile lui în creație. El întinde miază noaptea asupra golului și spânzură pământul pe nimic. Poți înțelege asta? Știți, foarte mult timp în Evul Mediu, ei credeau că pământul este sprijinit pe niște stâlpi și nu puteau să înțeleagă. Grecii credeau că îl ține unul dintre zei, nu Atlas, îl ține pe umeri și că el susține pământul. Iar Iov, cu 2000 de ani înainte de greci, spune, el a lăsat pământul susținut pe nimic. El a creat legea gravitației și pământul stă așa. Acoperă fața scaunului său de domnie și își întinde norul peste el. A tras o boltă pe fața apelor ca cotar între lumină și întuneric. Stâlpii cerului se clatină și se înspăimântă la amenințarea lui. Prin puterea lui tulbură marea. Prin priceperea lui îi sfarmă furia. Suflarea lui înseninează cerul. Mâna lui străpunge șarpele fugar. Și acestea sunt doar marginile căilor sale. Și numai adierea lor ușoară răsună până la noi. Dar tunetul lucrărilor lui putence, cine îl va auzi? Numai marginea. Noi vedem numai o parte limitată din ceea ce este Dumnezeu sau din puterea Lui. Noi cunoaștem numai o fărâmă, numai marginea lucrărilor sale. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu dincolo de înțelegerea noastră, este un Dumnezeu care nu se supune legilor pe care noi le cunoaștem, fiind deasupra lor. El însuși vorbește de puterea sa și de minunile sale. Totul lui Iov îi spune, Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, cine este cel ce mi-întunecă planurile? Prin cuvântări fără pricepere. Cam așa sunt cuvintele noastre fără Dumnezeu. Chiar și cel mai iscusit om, cel mai înțelept, până la urmă se vede că are doar o înțelegere limitată despre Dumnezeu. Însă noi înțelegem prin Duhul lui Dumnezeu atât cât este nevoie ca să ajungem la mântuire. Cine este cel care mi-întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Încingeți mijlocul ca un viteaz și eu să te întreb și tu să mă înveți.
Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine a pus piatra din capul unghiului atunci când stelele dimineții zbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie? Cine a încins marea cu porți când s-a aruncat din pântecele mamei ei? Cine a fost atunci când Dumnezeu a creat? Dumnezeu se slăvește pe El prin minunea aceasta a creației. Și, dragii mei, oamenii de știință, bineînțeles, ei l-au scos pe Dumnezeu din calcul și au căutat să explice totul rațional, dar oamenii de știință care cu adevărat sunt raționali și logici, își dau seama că dincolo de toată creația aceasta este o inteligență superioară, că este un Dumnezeu și că El le-a făcut pe toate cu un plan bine stabilit. Nu este timpul să vorbim acum, dar creația în sine este o minune. De asemenea, istoria lucrării lui Dumnezeu cu omul este o istorie a minunilor. Așa a lucrat Dumnezeu cu omul. Întotdeauna a lucrat prin minuni. Și poporul Israel este primul cu care Dumnezeu a lucrat și în care și-a arătat puterea lui. De fapt, pe acest popor Israel, el l-a scos din țara Egiptului printr-o serie de 10 urgii care au trecut de legea naturii, prin care Dumnezeu a făcut să se producă lucruri greu de înțeles și greu de explicat. Știți, și aici au încercat oamenii să dea niște explicații cum s-au produs minunile din Egipt. De exemplu, cum s-a despărțit Marea Roșie în două, în așa fel încât să treacă pe uscat, trec poporul care era în jur de 2 milioane de oameni. Dar Domnul spune despre minunile pe care El le-a făcut în Egipt și le reproșează evreilor, le spune: a fost vreodată vreun Dumnezeu care să fi căutat să iau un neam din mijlocul altui neam prin încercări, semne, minuni și lupte, cu mână tare și braț întins și cu minuni înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt și sub ochii voștri? Oamenii aceștia trăiseră minuni. Ei le văzuseră cu ochii lor. Gândiți-vă numai la întunericul acela de 3 zile. Spuneau că își mușcau egiptenii limbile de durere și pe urmă la foc amestecat cu sânge din cer. Oamenii încă încearcă să explice cum a căzut grindină cu foc și chiar au dat o explicație științifică. De exemplu, în cazul erupției unui vulcan foarte mare, se produce ceva în atmosferă. Pe de o parte cad particulele acestea de mineral care în contact cu atmosfera iau foc. De altă parte, în nori se produce o coagulare a vaporilor de apă și în același timp cad particule care ard și grindină. Și spune aici că a fost foc și grindină în același timp. Și oamenii au văzut minunile acestea, numai Dumnezeu le poate face. Și ei le-au văzut cu ochii lor. De asemenea, în deșert, 40 de ani, Israel a văzut minuni. De fapt, pentru ei era foarte simplu. Pentru ei era o minune în fiecare zi și în fiecare noapte. Ei trăiau sub o minune. Dincolo de faptul că fusese răscoși printr-o serie de 10 urgii care erau fiecare în parte, câte o minune, dincolo de acestea îi vedeau o minune dimineața când se trezeau, pentru că acolo era un stâlp de nor. Și când se culcau noaptea, nu puteau să doarmă în total întuneric, pentru că acolo era un stâlp de foc. 40 de ani a fost așa. Dar Domnul le mai spune ceva la sfârșitul celor 40 de ani. Eu v-am călăuzit 40 de ani în deșert. Hainele nu vi s-au învechit pe voi și încălțămintea nu vi s-a învechit în picior. Noi suntem în legea aceasta a entropiei și a perisabilului. Tot ceea ce avem se tinde către dezintegrare. Și normal, din cauza asta și lucrurile pe care le avem, lucrurile noi, după un an nu mai sunt așa de bune, după 2 ani și așa mai departe se strică. Ei bine, Dumnezeu spune 40 de ani, încălțămintea voastră nu vi s-a învechit în picioare și hainele de pe voi de asemenea. Vă dați seama, minuni pe care le văzuseră, puteau să se uite fiecare la el să zică: da, uite, de 40 de ani merg și am aceeași pereche de încălțăminte. Astfel de minuni a făcut Dumnezeu cu poporul lui Israel. Și vă mai spun încă o dată, Dumnezeu anticipește și spun, Dumnezeu întotdeauna, după asta îl cunoști că e adevăratul Dumnezeu, El este Cel care lucrează prin minuni. Și minunile nu le pot copia. Chiar și în Egipt, primele 3 urgii le-au copiat și ceilalți până la un anumit punct, nu în aceeași amploare, nu la aceeași dimensiune, dar dincolo de asta ei n-au putut să facă, pentru că minunile lui Dumnezeu nu pot fi imitate. El este singurul care face așa. De asemenea, când le-a dat evreilor țara promisă, a fost tot printr-o serie de minuni, fiindcă acolo erau uriași și cetățile lor aveau ziduri, spuneau ei, exagerau, ziduri care se înălțau până la cer, nu erau chiar până la cer, erau ziduri foarte înalte, doar cum erau atât de înalte că nimeni nu s-ar fi încumetat, mai ales ei care veneau după 40 de ani de deșert,
să te apuci fără niciun fel de instrumente de artilerie, nu era așa ceva în vremea aceea, să, cum să dai zidurile acelea jos, ce să faci. Și Dumnezeu, prima cetate, până astăzi poți să o vizitezi, Ierihonul, prima cetate, a căzut cum nici nu s-au gândit, nu pentru că ei au strigat atât de tare, ci pentru că Dumnezeu a făcut zidurile să cadă. Și preaga cucerire a țării a fost o serie de minuni. În așa fel încât Iosua, cel care le-a împărțit țara, le spune la sfârșitul anilor lui, căci Domnul este Dumnezeul nostru, El ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei pe noi și pe părinții noștri. El a făcut înainte ochilor noștri acele minuni mari și ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor pe la care am trecut. Nu puteau să uite lucrul ăsta. Trecuseră 80 de ani de atunci, 40 de ani în deșert, 40 de ani de cucerirea țării și Iosua totuși mai aduce aminte. Aduceți-vă aminte, părinții voștri au văzut minuni în Egipt, noi am văzut minuni în deșert, dar nu sunt doar acestea. El a izgonit dinaintea noastră toate popoarele și pe amoriții care locuiau țara aceasta. Și noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru, Dumnezeu care lucrează prin minuni. Israel a avut parte de minuni. Întreg Vechiul Testament este o serie neîntreruptă de minuni făcute de Dumnezeu. Când poporul a căzut în păcat, ce l-ar mai putea întoarce pe el la Dumnezeu? Cuvintele simple nu prea își mai fac efectul. Și Dumnezeu a trimis proroci ale căror cuvinte au fost însoțite de minuni dumnezești. Și avem, de exemplu, pe Ilie și spune Scriptura că Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi, bineînțeles un om plin de Duhul Sfânt, dar s-a rugat cu credință lui Dumnezeu, Doamne, poporul ăsta nu se mai pocăiește pe căi normale, degeaba le predic eu Evanghelia, fă o minune. Și s-a rugat ca 3 ani și jumătate să nu cadă ploaie pe pământ și Dumnezeu l-a ascultat și n-a căzut ploaie. Și după aceea iarăși s-a rugat și a căzut ploaie, dar înainte să cadă ploaie, poți să te duci astăzi pe Muntele Carmel și poți să vezi Muntele Carmel, foarte clar este până astăzi și te gândești, nu știu ei exact pe care dintre vârfuri, că sunt mai multe vârfuri acolo. Acolo, prorocii lui Baal au căutat toată ziua să facă să se coboare foc din cer peste jertfele lor. Și au făcut tăieturi, au jucat, au strigat, nu s-a întâmplat nimic. Iar peste jertfa pe care a adus-o Ilie s-a turnat apă, 10 de litri, 100 de litri, iar după aceea Ilie face diferența asta înaintea întregului popor. Dumnezeul care va răspunde prin foc, Dumnezeul adevărat este Cel care răspunde prin minuni. Să se coboare foc din cer și să miște jertfa. Ca să vadă poporul acesta că Tu ești singurul Dumnezeu, să-i întorci inima spre bine și că lucrurile astea nu le fac de la mine. S-a coborât foc din cer și a mistuit jertfa. Așa le-a întors inima, cel puțin a 7.000 dintre evrei, către El. Dumnezeu a lucrat cu minuni. Nu-i singura minune pe care a trăit-o Ilie. Ilie s-a ridicat la cer într-un car de foc. Este o minune și este o anticipare a minunii de la urmă care reprezintă răpirea bisericii. Din trupul acesta, într-un trup de slavă sub ochii lui Elisei, Ilie se ridică la ceruri. Elisei urmează cu minunile și cu toate acestea poporul nu se pocăiește, trece 70 de ani prin robia babiloniană. Și după robie, dacă te uiți în cărțile lui Ezra și Neemia, oamenii aceștia erau negreșit oameni plini de Duhul Sfânt, fără îndoială. Ei erau oameni plini de Duhul Sfânt, dovadă că ei au scris Scriptura. Că rugăciunile lui Neemia au rămas scrise în Scriptură și spunea, adu-ți aminte, Dumnezeule, spre bine de mine, că ce-am căutat binele poporului. Și a scris rugăciunea lui Neemia. Și au chemat poporul la legământ sfânt să se întoarcă înapoi, să fie poporul lui Dumnezeu, să-și curățească viețile. Măcar rămășița a scăpat din mâna împăraților Asiriei. Și oamenii aceia s-au întors la Dumnezeu, sub conducerea lui Ezra și Neemia. Totuși nu e menționată nicio minune pe care au făcut oamenii ăștia. Și a zis, au încetat minunile? Nici de cum. Și în vremea lui Ezra, și în vremea lui Neemia, în vremea reconstrucției templului și a Ierusalimului, și în vremea aceea Dumnezeu a lucrat tot prin minuni, însă minunile n-au mai fost de aceeași formă. Și vreau să observăm aici în Vechiul Testament un tipar, că Dumnezeu lucrează într-o epocă a istoriei printr-un anumit fel de minuni și în altă epocă a istoriei, chiar în Vechiul Testament, printr-un alt fel de minuni. Un exemplu clar de minune este că se roagă, Doamne, eu n-am cerut oaste de apărare și Tu ne trimiți înapoi din Asirie, era drum mare și periculos, și cu daruri pentru zidirea din nou a Ierusalimului și spune, mi-a fost greu să-i cer împăratului să-mi dea o strajă pentru că îi spusesem că Dumnezeu ne va purta de grijă.
Și ce se întâmplă? Dumnezeu chiar le poartă de grijă. Asta e o minune. Ei ajung în țară cu bine, a fost minunea lui Dumnezeu. Reușesc să zidească zidul Ierusalimului, a fost minunea lui Dumnezeu. Sub toată opoziția care era de jur împrejur, niciunul dintre ei nu se atinge de Ierusalim, nu se atinge de ceea ce construiesc, măcar că stăteau cu sabia mână. Și aceasta a fost o minune. Au zidit zidul și l-au isprăvit. A fost o minune, de altfel, dar tot o minune. Oamenii aceștia au văzut minuni. Faptul că poporul s-a pocăit și că a renunțat la faptele lor rele a fost o minune. Dragii mei, tot minuni au fost și acestea, dar de un alt gen și de o altă formă. Dumnezeu lucrează întotdeauna prin minuni, numai că minunile Lui sunt diferite de la o epocă la alta. Și atunci când este mai mult din cuvânt, atunci când Dumnezeu vrea să lucreze mai în profunzimea inimii unor oameni, pentru ca ei să nu-și lipească inimile doar de minuni, doar de semne, doar de lucruri vizibile, atunci Dumnezeu face minuni de un alt gen. Minuni în viețile lor, minuni în viața poporului, dar mâna Lui este vizibilă și în acestea. Și așa a fost în vremea lui Ezra și în vremea lui Neemie. Niciun dușman dintre cei care i-au amenințat nu s-a apropiat de Ierusalim. Minune! N-au trebuit să ducă nicio luptă cu sabia. Minune! Zidul s-a construit și asta e o minune. Dacă, repet, dacă te duci la Ierusalim, sunt fragmente din zidul zidit de Neemia. Și știți, acolo zice că au zidit și fetele, că au zidit cu tatăl lor și zice, acum să zidească? Noi ne închipuim că zideau așa cu niște cărămizi din astea, cum avem noi, și sau beceauri. Te duci acolo și vezi blocuri de zeci de tone. Cum o fi zidit acolo cu fetele? Minune! Este inexplicabil. Cum să zidească o fată la zidul ăsta de pe vremea lui Neemia? Și ajungem la vremea Domnului Iisus. Repet, în toată istoria este vorba de minuni. Și în vremea Domnului Iisus, mai mult ca oricând. Chiar venirea Lui în lume a fost o minune pe care noi nu putem înțelege cum se poate explica. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr. Nașterea Lui a fost o minune și în mod special nașterea din fecioară, așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată. De aceea mulți râd, chiar din atei și din oamenii așa zis de știință, spun că așa ceva este imposibil și este un sector al creștinătății care neagă minunile din vremea Domnului Iisus și vor să prezinte, zic ei, doar pe Iisus cel istoric, adică cel fără minuni, fără semn. Ei bine, Scriptura spune altfel și noi credem Scriptura. Nașterea Lui a fost o minune și din nou s-au întors minunile ca în vremea vechilor proroci, în vremea Domnului Iisus. Orbii și-au căpătat vederea, șchiopii au început să meargă, chiar și ciungii, și morții au înviat, cel puțin sunt trei exemple date, iar Domnul Iisus îi trimite răspuns lui Ioan Botezătorul, care întreba, tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis, duceți-vă, despuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Practic, n-a fost niciun om care să fie avut nevoie de o vindecare sau care să fie avut o nevoie și să vină la Domnul și să plece tot la fel. Numai unul a fost tânărul bogat care a vrut să-L urmeze pe Domnul și nevoia lui cea mai mare nu era să păzească legea, deși Domnul îi pune legea înainte, ca o oglindă să-și vadă starea de păcat, nevoia lui cea mai mare era de pocăință. Exact ca a femeii păcătoase, exact ca acelui care a fost coborât prin tavan, căruia Domnul Iisus îi spune, iertate sunt păcate. Minuni. Domnul a făcut minuni cu toți cei pe care i-a vindecat, i-a înviat din morți pe trei, cum am spus. A făcut minuni asupra naturii, a potolit furtuna și a mers pe ape, dovedind că El este Creatorul. Cine putea să poruncească mării, taci fără gură? Iar ucenicii s-au înspăimântat, deși știau bine cine era El, tocmai spusese Petru în Cezarea din Filipii, cea din Galileea, spusese, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Adevărat. Totuși ei se întreabă, cine este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Vă dați seama? Ce putere! Ce minuni! Alte minuni au fost făcute atunci când Domnul a mulțit pâinile și peștii, cel puțin de două ori, de asemenea când a schimbat apa în vin. El putea să facă practic orice. Și nimeni n-a putut să imite minunile pe care le-a făcut El. Învierea Domnului a fost o minune, iar înălțarea sa la ceruri, de asemenea, o minune. Dragii mei, trăgând o concluzie în dreptul acestor lucruri, putem spune așa, creștinismul, adevăratul creștinism, este o religie care se bazează pe supranatural. Este o credință care
recunoaște puterea supranaturală a lui Dumnezeu manifestată prin semne și prin minuni. Și dacă te uiți de la începutul creștinismului, așa era. Cartea Faptele Apostolilor în întregime este o carte a minunilor. Dar deși, atenție mare, deși ei vedeau același tip de minuni, chiar și apostolii, și Petru, și Pavel, cel puțin câte o înviere au făcut și ei, Pavel pe Eutich și Petru pe Tabita sau Dorca, cel puțin o înviere au avut și ei și au făcut și alte semne și alte minuni. Deși creștinismul era o religie, o credință nouă care se baza, care avansa prin elementul supranatural și istoria consemnează că lucrurile astea au durat până pe la anul 300. 300 de ani creștinismul a intrat în forma aceasta. Nici n-avea altfel cum. Trebuia ca acest cuvânt să fie autentificat prin minuni. Deși era așa, totuși apostolii n-au pus accentul pe minuni. Dacă citești epistolele lor, observați, citiți Faptele Apostolilor și pe urmă citiți epistole. Pe unii i-a făcut să creadă că încetaseră deja minunii. Nici de cum. În Galateni spune, cel ce vă dă Duhul și face minuni în mijlocul vostru, cum le face? Prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Răspunsul era clar, prin credință, prin Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu tot timpul a făcut minuni, dar dacă citești epistole, vei vedea de la Romani până la Apocalipsa că ei nu puneau accentul pe minunile acestea. Ceea ce ei urmăreau era ca Dumnezeu să facă o minune mult mai mare. Dincolo de tot ce se întâmpla în lumea fizică, în jurul lor, ei urmăreau o minune a schimbării vieții omului. Și aici este minunea pe care Dumnezeu vrea să o facă cu fiecare. Nașterea din nou, dragii mei, este o minune. Asta nu se face natural. Nu poate face un om. Nu poate explica. Domnul Iisus, când i-a cerut Nicodim explicații, explică-mi cum se poate face lucrul ăsta. Domnul îi spune, știi, vântul suflă încotro, vrea și auzi buietul, dar nu-l poți vedea. Nu ai cum să vezi. Tot așa este și cu cel care este născut din Duhul. Îl vezi schimbarea, dar nu poți explica. Cum nu poți explica mecanismul vântului, nu poți explica ce se întâmplă într-un om, pentru că este un miracol. Este o naștere, orice naștere din nou este un miracol, dar fără miracolul ăsta în viața omului nu poți să intri în Împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă ai asistat la minuni din astea fizice, chiar dacă le-ai văzut. Și dragii mei, minunea asta cea mai mare noi am văzut-o. Noi suntem în creștinism și vrem să fim creștini adevărați, Domnul să ne ajute. Dar minunea pe care o predicăm noi și care ne interesează cel mai mult este aceasta naștere din nou. Ai nevoie de o naștere din nou. Faptul că tu trăiești o viață morală, poți să fie lucrurile astea, poți să mergi la adunare, poți să faci lucruri. Trebuie să fie o minune. Nașterea din nou este o minune. Iar când un om este născut din nou, el este de nerecunoscut față de cum era înainte. Se transformă, nu ceva, se transformă el. El în întregimea lui se transformă. Fie că a fost om care a stat în biserică creștină, fie că e om care n-a mers, n-a frecventat o adunare unde se citește Biblia, n-are importanță. Toți trebuie să se nască din nou. Și în vremea Domnului Iisus, El a adresat cuvântul ăsta și celor care stăteau cu scripturile în mână, în speță, iudeii, cât și celor dintre națiunile lumii care erau păgâni. Același cuvânt era pentru toți, pocăiți-vă, trebuie să fie o naștere din nou. Nașterea din nou este cea mai mare minune și minunea pe care o vrea Dumnezeu în viața fiecăruia. Fără aceasta nu este mântuire. Nu ai cum să ajungi în Împărăția lui Dumnezeu. După aceea eliberarea de păcat. Sunt lucruri de care nu scap. Și creștinii de astăzi spun, băi, dar lasă, frate, că suntem slabi. Și dau soluția asta, suntem slabi. Și lasă pe om în lanțuri. Nu, dragii mei, Dumnezeu face minuni. Eliberează pe om de orice păcat, oricât de greu ar fi el. Cel mai profund, cea mai mare legătură Dumnezeu face. Asta nu e normal, e printr-o minune. Cum îl poate elibera pe unul care a fost ani de zile în droguri? Nu doar că el nu mai ia, ci să-i scoată pofta, să-i pună scârbă, să nu-i mai placă. Cine poate face asta? Ce pastile? Ce psiholog? Ce om din lumea asta? Te duci la medici, medicii pentru problema drogurilor n-au altă soluție decât alt drog mai ușor. Sau pastile pentru boli psihice. Atât îți dau medici. Mai mult de asta, ei n-au ce să-ți dea. Dumnezeu face minuni, te eliberează de orice lucru. Cu atât mai mult de alte lucruri. Nu există. Dacă tu spui, păi, dar eu am vrut și n-am putut să fiu eliberat de mânie. Te eliberează Dumnezeu de mânie. De lucruri pe care le-ai privit pe internet și care ți-au devenit o adicție la fel mai mare decât cea din droguri, este adicția de lucrurile de pe internet sau din televizor. Dumnezeu eliberează. Asta nu e omenesc, asta e o minune.
Dumnezeu însuși face minuni. Dragii mei, așa e creștinismul. Este o religie a minunilor. Îl schimbă pe om. Îi dă altă perspectivă, îi dă altă minte. Îi dă o minte nouă, cu scopuri noi, cu dorințe noi. E o minune. Faptul că suntem împreună aici atât de diferiți și ne unește același Duh, asta este prin minune. Nu e omenește. Este o minune. Și poți să simți legătura asta Duhului cu un om pe care nu l-ai văzut niciodată. De ce? Pentru că Dumnezeu a făcut aceeași minune în viața lui pe care a făcut-o și în viața mea. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor. Și dacă tu nu te-ai născut din nou, este alegerea ta. Dar Dumnezeu poate să facă minune. Tu trebuie să te naști din nou. Trebuie să te pocăiești, să-i ceri lui Dumnezeu să facă o făptură nouă. Dacă ești legat de păcat, nu e că Dumnezeu nu poate. Dumnezeu face minuni. De repet, n-am văzut pe nimeni să-și fi dorit eliberat și să nu fi obținut. Dumnezeu face minuni. Asta e supranatural. Nu e o minune așa vizibilă. Sunt videoclipuri pe internet și vezi pe unii cum vin cu căruciorul și dintr-o dată omul acela trece cu umbra peste el și omul se ridică din cărucior și zici, vai, ce minune! Și la un moment dat s-a pocăit unul din ăștia și spunea, zice, eu eram angajat să fac asta. Când s-a pocăit cu adevărat, eu eram angajat, jucam rolul celui cu căruciorul. Și a ajuns și el la pocăință. Nu minuni din asta. Dumnezeu face adevărate minuni. Și face minuni în mijlocul nostru. Dacă e vorba de curățirea vieții, spunea Ravenhill, una dintre cele mai mari minuni este că Dumnezeu ia un om păcătos și îl face sfânt, îl curățește. Apoi îl trimite în mijlocul unei lumi păcătoase și totuși îl păstrează curat, sfânt. Asta e o minune. E o minune. Religia adevărată este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați, nemurdăriți de lume. Aceasta e credința adevărată. Dumnezeu o face în chip miraculos. Dar, repet, fraților, măcar că apostolii trăiseră astfel de minuni, măcar că ei văzuseră, și Domnul Iisus le spune, nu vă bucurați că vă sunt duhurile supuse, ci bucurați-vă că numele vostru e scris în cartea vieții. Minunea pe care o vrea Dumnezeu este schimbarea vieții. Și Dumnezeu poate să o facă cu fiecare. De fapt, apostolul Pavel, când ne scrie celor din Corint, care erau greci, el care făcuse atâtea minuni, aproape nu-i nicio minune pe care spune că nu îndrăznesc să spun niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Domnul prin mine. Nu avea ce să spună, uite, lucrul ăsta nu l-a făcut. Nu, făcuse Domnul orice lucru. Și la 1 Corinteni, capitolul 1, spune el despre minunile acestea. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Spune el, cumva trist, iudeii caută minuni. Cer minuni și grecii caută înțelepciune. Așa și astăzi, oameni care aleargă după minuni. Ce vrei? Să vezi minuni cu ochii tăi? Să-l vezi pe om transformat. Și spune Pavel, iudeii cer minuni, grecii cer înțelepciune, să le filozofezi, să le faci așa un discurs oratoric până astăzi. Între creștini, asta e cel mai la modă, să fie un discurs foarte bine închegat după regulile retoricii grecești pe care ei o învață în seminariile teologice. Cum să poată să uimească omul prin înțelepciune grecească, să zic așa. Bun, Pavel spune, nu vreau nici minuni ca iudeii, nici înțelepciune ca grecii, ceea ce caută Dumnezeu este propovăduirea crucii. Să fie omul transformat, să ajungă la cruce, să fie născut din nou. Nu lucrurile acestea sunt importante. Dar, dragii mei, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care răspunde prin minuni. Și noi, dacă vom crede, vom vedea minuni în viața noastră. Dacă tu crezi că Dumnezeu poate să te facă un om nou, El chiar te va face, dar tu trebuie să crezi. Tu trebuie să te pocăiești, în primul rând, să-ți pară rău și, în al doilea rând, să crezi. Deci a crede înseamnă, ăsta e cuvântul, a te încrede, a crede. Eu chiar cred. Ei, știu eu dacă, am văzut la alții, dar știu eu dacă o va face cu mine. Păi, tocmai asta e credință. Cred că mă va face un om nou. Și dacă tu crezi, te va face. Ce zicea Domnul Iisus celor care veneau la El? Facă-ți-se după credința ta. Dacă tu crezi că Domnul te va face cu adevărat să fii asemănător Lui, te va face. Dacă nu crezi, rămâi așa. Dar nu rămâi bine. Credința este canalul prin care poți vedea minunile lui Dumnezeu. Dacă n-ai credința aceasta, nu vei vedea minuni. Dumnezeu încă mai face minuni. Și eu cred, dragii mei, că Dumnezeu ne va răspunde în chip miraculos. El este Dumnezeul care răspunde prin minuni. Și am să citesc un verset, în bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni.
Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării, în bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni. Pentru că El este bun, El ne răspunde prin minuni. Crezi tu că se va face minunea aceasta în viața ta? Să fii un alt om nou? Crezi tu că vei scăpa de toate legăturile? Dumnezeu poate face minunile astea. Și noi mărturisim de fiecare dată când este cineva aici în față, iese ca să mărturisească minunile care Dumnezeu le-a făcut în viața lui. Dumnezeu va face minuni în mântuirea multora și a celor din casa ta. Crezi că Dumnezeu poate să facă minuni? Cine mai poate schimba pe oameni? Credem în minuni sau nu credem în minuni? Noi credem în Dumnezeul care ne răspunde în bunătatea Lui prin minuni. Uneori nu mai e nevoie de cuvinte. Și spune chiar soțiilor care sunt credincioase că dacă unii nu ascultă de cuvânt, să fie câștigați fără cuvânt când vor vedea felul vostru de viețuire curat și în temel. Cum fără cuvânt? Printr-o minune dumnezească. Dumnezeu a făcut minuni, dragii mei, fiecare minune în dreptul. Altfel nu. Nu poate, pe cale omenească, cu ce să-L ajuți pe om. Dar despre asta e vorba în Scriptură. Despre asta am vorbit de la creație, din poporul Israel, din vremea Domnului Iisus, până în vremea de pe urmă, Dumnezeu a lucrat în același fel, prin minuni. Și dacă tu ești născut din nou, este o minune. Dacă noi suntem aici, este o minune. Adunarea asta este o minune. Ca să poată fi în existență, a fost o minune. Ea a luat naștere pentru o minune. Și mi-aduc aminte de la început cât de greu a fost. A fost o minune. Astea nu-s lucruri normale. Dar Dumnezeu care este în mijlocul nostru este Dumnezeu care răspunde prin minuni. Dacă o făcea în timpul Vechiului Testament, cu atât mai mult în vremea Noului Testament, unde în Scriptură se spune că au încetat minuni? Și dacă e nevoie să-L vindece pe cineva, îl vindecă. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Ca să trezească biserica adormită, trebuie să crezi în minuni. Oamenii aceștia nu au nici cea mai mică idee, nici cea mai mică dorință, nici cel mai mic interes. E nevoie de o minune. Dar Dumnezeu este Cel care face minuni. Ca să aducă la pocăință oameni din oraș, o să e nevoie de o minune. Să schimbe ție mintea că tu ești bine, că tu ai tu pe ale tale. Așa sunt oamenii, toți sunt bine. Sunt bine. Și o să se vadă în ziua aceea, când se va trage linie și spune Domnul, dar ce veți face la urmă? Toată lumea e bine. Te duci și vorbești cu oamenii în oraș, am religia mea, tinerii sunt bine, oamenii în vârstă sunt bine, oameni de vârstă a doua, toți sunt bine. N-au nevoie de Domnul. Sau cred că au de ajuns atât cât le trebuie. Ca să putem merge în orașul acesta și să vestim Evanghelia, trebuie o minune de la Dumnezeu. Ca să transforme inimile oamenilor, este nevoie de minune. Să trezească țara aceasta. Cât noi vom crede, atât vom avea. Dacă noi credem că Dumnezeu va răspunde prin minuni, El ne va răspunde. Psalmul 65:5. În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului. Psalmul 72. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul Israel, singurul care face minuni. Binecuvântat să fie în veci slăvitului nume. Tot pământul să se umple de slava Lui. Amin, amin. Așa zice Psalmul. Tot pământul. Credeți că tot pământul se va umple de slava Lui? Amin. Dar este scris. Pământul va fi plin de slava Lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care l-a copt. Pe cât acum sunt de mulți pe calea pierzării, atât de mulți vor fi pe calea mântuirii. Când? Când Domnul va domni pe pământul acesta. Se vor schimba lucrurile. Dar ceva se poate întâmpla și înainte de venirea Lui. Și asta credem noi. Și pentru asta ne rugăm. Credem că Dumnezeu poate să facă minuni. Dumnezeu să facă minuni. Amin. La urmă vom putea spune și noi, Tu ești Dumnezeul care faci minuni, Tu ți-ai arătat puterea printre popoare. Psalmul 77:14. Dacă noi am văzut minuni în viața noastră, ar trebui să-i putem mulțumi lui Dumnezeu. Și cel care a trăit minunile acestea în viața lui sau în familia lui, faptul că s-au refăcut relații în familie, știți cine ar putea să-i împace pe doi? Cine ar putea să-i facă să trăiască în pace? Cine ar putea să-i facă să trăiască în liniște? Să aducă din nou înțelegere în mijlocul lor. Asta e o minune. Familii refăcute, vieți refăcute. Dacă noi, într-adevăr, am trăit minunile acestea, ni se potrivește ce spune în Psalmul 98, cântați Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta și brațul Lui cel Sfânt i-au venit în ajutor. Și vreau să închei spunând că așa a început creștinismul, de fapt așa a început istoria creației și a lui Israel cu minuni, și istoria bisericii a început cu minuni și se va sfârși cu o mare minune. Cea mai mare minune de la sfârșitul istoriei bisericii va fi răpirea ei. E o minune.
Cum o pot înțelege oamenii? Știți, până astăzi unii se împiedică în cuvântul ăsta, spun, cum, cum? Păi bine, explică cum l-a ridicat pe Enoch la cer. Explică cum l-a ridicat pe Ilie la cer într-un car de foc. Dacă n-ai explicație la lucrurile astea, n-avem o explicație logică nici la răpirea bisericii. Cert este că atunci când se va arăta El, spune Scriptura, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Cea mai mare minune este gata să vină. Și cea mai mare minune va fi răpirea bisericii. Mai mare decât tot ce s-a întâmplat până acum în istoria umanității. Pentru că va fi o generație de oameni, și repet, am toate motivele să cred că noi vom fi acea generație, va fi o generație de oameni care nu va vedea moartea. Chiar Domnul a spus, adevărat, vă spun că sunt unii care nu vor gusta moartea. Și ei s-au gândit că e vorba de cei de atunci. Nu. El vorbea prin profeție despre vremea sfârșitului. Vor fi unii care nu vor gusta niciodată moartea. Ei doar vor fi transformați. Ei vor primi trupuri de slavă. Cea mai mare minune este în fața noastră. Dacă noi am trăit minunea aici pe pământ cu El, dacă am trăit minunea nașterii din nou, vom trăi și ultima mare minune, pentru care oamenii nu vor avea explicație. Vor căuta să-i dea o explicație cât de cât logică. Cât de logică este explicația cu OZN-urile și cu extratereștii. Nu știu cât pentru mintea omului, dar o vor primi. Pentru că deja o primesc. Sau oricare alta va fi. Însă, din punctul de vedere al lui Dumnezeu și a noastră, cei care o vom trăi, va fi ultima și cea mai mare minune. Și acolo se va încheia. Pentru că în ceruri totul este miraculos. Nu-i nimic după legile naturii, ci sunt lucrurile organizate după legile dumnezeiești, ascunse minții noastre. Curând va veni și această ultimă mare minune. Rezum și spun, dacă n-ai trăit nașterea din nou, fără aceasta nu poți vedea părăția lui Dumnezeu. Ai nevoie de o minune. Și Dumnezeu o poate face, cere. Cei care au venit la El, așa cereau, Doamne, ce vrei tu? Doamne, iartă-mă! Și spunea, fiică, păcatele tale sunt iertate. Dacă unul avea nevoie de vindecare, îi dădea vindecare. Dacă tu ai nevoie de naștere din nou, Doamne, fă-mă un alt om. Și Dumnezeu te face. Crede în mine. Dacă ești încă legat cu lucruri și le știi tu și le știe Dumnezeu, legat vei rămâne și la venirea Domnului. Dar poți să fii dezlegat astăzi. Cum? Printr-o minune. Cine o face? Nu biserica, nici liderii ei, ci Dumnezeu însuși. El face minunea asta. Trebuie să-i cer lui Dumnezeu, Doamne, eliberează-mă. Dacă crezi, poți vedea minuni în casa ta și dacă noi credem, vom vedea minuni în jurul nostru, cum am și văzut. Dumnezeul nostru este Dumnezeul care răspunde prin minuni. Amin. Amin.